Vă salută fratele Conacu și bine v-am găsit la tutorialul cu numărul 4 din seria noastră de cum să te apuci de YouTube. Astăzi o să vă arăt 4 filtre pe microfon care o să vă îmbunătățească cu siguranță calitatea audio pe streamuri sau pe filmările voastre. Înainte să începem, nu uitați, follow pe Instagram la Jegosul Suprem pentru că sunt activ acolo și vă răspund la toate mesajele. Aflați când fac clipuri noi, când le postez, când fac live-uri și nu în ultimul rând, subscribe dacă nu ești abonat cu clopoțel și like la clipul asta ca să mă motivezi în continuare. Tot ceea ce trebuie să facem să te mirificul nostru, OBS Studio, unde lucrăm, unde lucrăm de patru de clipuri. În OBS, în dreapta aici, vedeți că aveți un audio mixer. Poate să fie o diferență, nu știu, depinde de update-uri, dacă aveți update-urile date, dar la audio mixer o să vedeți că dacă vorbiți, avem o bară care se mișcă. Da? Asta e bara de mic auxiliar microfonul nostru. Dacă o să o trageți ușor, ușor în jos, o să vedeți că scade și nouă. E bine să o țineți pe 100% sau 0 decibeli. Ne ducem la mic auxiliar și o să apăsăm pe rotiță, ne ducem pe filtre și o să vedeți că apare un tab nou. Filtre pentru mic auxiliar. La audio filtre noi nu avem nimic, tocmai ai și ideea pentru că trebuie să le aplicăm. Pentru că eu nu filmez în OBS, eu o să, nu o să vedeți nici o, nici schimbare în, în, filtrele astea la mine pe filmare pentru că eu filmez cu Streamlabs și vă arăt vă un OBS. Dar o să schimb la OBS să vedeți și voi care este diferența. Prima și prima oară o să ne ducem pe plusul acesta mirific și adăugăm primul efect care se numește compresor. Îl adăugăm, îl lăsăm așa, îi dăm OK. Eu m-am mai jucat de-a lungul timpului un pic cu setările astea, cu ratio, threshold, attack, release, out gain, output gain. Voi ar trebui totuși să, să nu umblați foarte mult la ele dacă nu, dacă nu vă pricepeți. Eu o să vă arăt bază, da? pentru că ele își fac efectul și basic față de niciun efect pe microfon. O să vedeți că o să fie o diferență cu aceste efecte. Prima dată am adăugat compresorul. Mergem pe același plus și adăugăm gain. Îi dăm ok, am adăugat și gain-ul, iar mergem pe plus și adăugăm noise gate, da, îi dăm ok și la noise gate și ultimul, iar pe plus, noise suppression. Acestea sunt cele patru efecte pe care eu le folosesc de când m-am apucat de YouTube uh, și m-au ajutat foarte mult, cu excepția noise gate-ului pe care îl mai scot câteodată. O să vă le explic uh, pe cele mai importante două, da. V-am mai zis, cumva și în tutorialele trecute, știu că te ajută, nu știu să dau o explicație uh, ca la carte și tocmai de aia, mai bine nu zic ca să nu mănânc borș. Ok? Dar, noise gate-ul, ca să înțelegeți voi ce face, noise gate-ul o să îți închidă ție microfonul, dacă tu ai sunet de fundal sau de gen fâșitul ăla, și Toată lumea are probleme cu sunet de fundal, culorile de la, de la, calculator, un câine care latră, pisica care zgârie, măta care se bate cu tactul, nu știu, orice, copilul care plânge, e în fundal. E, noi zgâi tu, cu asta te ajută, noi gate îți închide, pur și simplu, îți închide microfonul când tu nu vorbești, când e sub un anumit, sub un anumit număr de decibel, cum avem aici, uitați, vedeți, close threshold, minus 32 de decibel. Adică când tu vorbești și te oprești și sunetul ajunge sub, 2, sub 32 de decibel, câinele la poate mai latră și în minus 20 de decibel, minus 15 decibel sau măta poate a luat un pum și e pe la 5 decibel pe acolo și da, se duce pe Ciocanesburg. Și iar microfonul se deschide la minus 26, adică se închide la minus 32, da? dacă tu nu mai vorbești, la minus 32 și microfonul se deschide când începi iar să vorbești de la minus 26 în sus, ok? O să fac, o să fac și un test iar avem noi suppression. Noi suppression nu ca să înțeleagă tot românul, e, te ajută mult mai mult să scoată zgomotul de fundal, dar nu să ți-l scoată complet și să ți-l amelioreze. OK? Deci la asta o să te ajute. După ce le ați adăugat, putem să i dăm close. Eu acum o să trag pe, pe o să sting obiesul, să vă fac o demonstrație cum se simt aceste uh, efecte, da? pe microfon. O să trag ecranul uh, ecranul Programul cu care filmez eu, o să ascund ecranul pisica ca să nu ne vedem de 20 de ori în lup cu ecranul, și o să merg aici pe filtre, da? Și o să vedeți că eu am aceleași filtre, mai puțin noi, ul pe care îl țin dezactivat. Ce o să fac eu acum? O să zic o secvență uh, vocală, cum ar fi test, 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 test de microfon 1, 2, 3 și o să scot toate uh, aceste filtre și o să vedeți o diferență în timp real, okay? O Avem noi gate-ul scos, avem gain-ul o să-l scoatem acum și compresor. Haideți să facem împreună să vedeți și voi cum, uh, cum se simte acest uh, cum se simt aceste filtre. Test de microfon, test, 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 1 2 3. Test de microfon, test, 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 1 2 3, 1 2 3 activăm, lăsăm noi suppression la sfârșit. Compresorul. Test de microfon, test, 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 1, 2, 3. Activăm gainul, test de microfon, test, 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 1, 2, 3. Activăm și noise gate-ul, test de microfon, test, 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 1, 2, 3. Și ultima, asta îmi place mie cel mai mult, noise suppression-ul, test de microfon, test, 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 1, 2, 3. Acestea sunt cele 4 efecte pe care eu le recomand uh, Să le aveți și să umblați un pic la ele Dar totuși să existe pe orice filmare sau orice live stream uh, Pe YouTube sau pe ce platformă faceți voi Eu o să renunț totul la noise gate Pentru că știu deja că nu mă ajută pe, pe live-urile mele în general Îi dau dan aici O să, o să trag e, programul O să revin iar în OBS Cam asta a fost Cam asta am vrut eu să vă arăt uh, și să vă recomand aceste patru efecte de microfon. Sper să vă ajute, scrieți-mi în comentarii dacă știați de ele, dacă vă ajută sau dacă aveți probleme cu ele. Nu uitați, follow pe Instagram la Jackson Suprem că sunt activ mereu acolo. Like la acest clip, subscribe și cu clopoțel dacă nu ești abonat. Vă a lăsat fratele Conan, acum ne auzim la tutorialul următor.